Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Sfântă mănăstirea aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frica lui Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru un alt preasfințitul părintele nostru Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preacuvioasa Maica noastră stareță, Mihaela Stavrofora, dinpreună cu toate maicile, surorile, ostenitorii, închinătorii, ctitorii și binefăcătorii acestei sfinte mănăstiri, Domnului să ne rugăm. Doamne, să fim izbăviți noi de tunecazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Pre noi înșine și unii pre și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Ție, Doamne! Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.